Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Multă nervozitate și în România. O sirenă de alarmare din Brașov a fost pornită din greșeală joi după amiază în cadrul unor verificări de rutină. Brașovenilor era să le stea Pitpalacu. Astăzi am cu asta, cu stat Pitpalacu. Da, e o vorbă nouă. Da, e o vorbă, e veche, dar mi-am adus aminte de ea. Un context foarte neplăcut acum. Periodic știm, sirenele acestea trebuie verificate. Doar aici e partea interesantă. După ce le-au tot verificat cu sunete și lumea era cam nemulțumită că se trezesc copiii care vorba aia doar după ce au venit de la grădință, s-a stabilit că ele trebuie verificate pe silent. Pe încet. Deci, le pupă vibrații. Deci cum verifici? Pe muțește. Cum verifici sirena? Deci trebuie să vedem dacă merg sirenele. Ce trebuie să facă ele? Sirenele nu merg, ca o coadă. Cum funcționează sirenele? Da. Asta cu sirenele, mă uitam în altă ieri la TV, așteptam știrile de la știrile cu Andreesca și înainte știi că e Cabral. Da. Cu emisiunea aia. Ce spun românii? Ce spun românii, ce vor românii, lucruri de genul. Și pun diverse întrebări. Da. Concurenții. Și concurenții sub presiunea timpului. Și este una dintre întrebări. Ce poate să poarte o sirenă? Întreabă Cabral. Și concurentul răspunde, pantaloni. Băi, adevărul că și Cabral este super simpatic, pentru că uneori se oprește și face clipoc, clipoc, așa, de abia se ține de râs. Ce poate purta o sirenă în afară de costum de baie? Pantaloni, răspunde. Cum te-ai gândit la pantaloni? Revenind la sirene, deci sirena din Brașov trebuia verificată pe silent, ceea ce mi se pare sincer un nonsens. Nu înțeleg cum funcționează treaba. Deci o sirenă nu trebuie să facă zgomot, sunet, adică... Mare. Da, mare. Aia e verificarea. Ce altceva verifici la ea? Adică dacă nu face zgomot, nu și-are rostul. Poate era și sirenă pe vibrații. Păi asta spun. Cum? Că se aprinde pe culețul la ea? Dacă se aprinde, pe cine interesează că se aprinde pe culețul? Corect. Da, poate ne spune cineva. Uite, poate știe ce cineva cum se verifică o sirenă. Da. Ce mai faci? Uite ce să fac. Ce mai zice lumea? Se vin foarte multe mesaje. Așa. Dar în general cu concursul Lidl. Da. Asta e, lumea e fiertă pe concurs. Pe motive de bucurie. Și mi s-a părut că văd printre ele și eu e ceva legat de asta cu sirenele, dar m-am înșelat. Nu era. Deci cum se verifică sirena pe silent? Dacă primește curent, probabil. Mai departe? Așteptăm să vedem detalii. Cred că se verifică cu zi, ansele alea două. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.